De unde au știut ei că n-ai ochi buni?" m-a întrebat tatăl meu într-un târziu. Acum arăta liniștit. Parcă era mai bine că s-a întâmplat așa. Nimeni n-are ce să zică. Ochii sunt așa cum te naști cu ei, ce poți să faci?" "M-au pus să citesc," zic. "Ei, și tu n-ai văzut?" "Ba da, da, nu așa bine." "În fine, ce facem?" zise el cu un glas înalt. "Ce facem? Că acasă așa nu ne putem întoarce. Ce-i facem?" Ce puteam face? Nu vedeam nimic înaintea ochilor, dar nici nu-mi dădeam seama că drumul spre care crezusem atâția ani că aveam dreptul să pornesc este închis acum pentru mine. "Și dacă ne ducem noi la miroși?" zise tata, cu un glas din care înțelesei că ezitase îndelung până să-mi spună acest trist lucru. La miroși era o școală numită de arte și meserii, cu o durată de 4 ani. Învățai în ea tâmplărie, tinichigerie, croitorie, cismărie, fierărie, să faci roți potcoave, să dai zimți la seceri, să asculți casmale și otice, să faci căruțe, gabriolete, ce mai încoace și încolo, ca iucan. Acolo, continuă el, ai să iai bursă fără doar și poate, fiindcă cine vine? De ea cu capetele mari cât dovlecii care nu sunt în stare de altceva și sunt și bogați, plătesc întreținerea, aduc de acasă alimente, plus 7.000 de lei taxele de internat. Trebuie să-și cumpere și cărți. Se informase deci din timp, prevăzând ceea ce avea să se întâmple la Câmpul Lung. Sau auzise toate astea din întâmplare și socotea acum că acest drum era totuși mai bun decât întoarcerea acasă. I-am răspuns să mergem și la miroși, gândind în același timp că o să văd eu ce o să fac pe urmă la anul, deși îmi dădeam seama că voi avea atunci 16 ani și ce liceu sau școală normală m-ar fi putut primi atât de târziu. Aveam să aflu curând că tata gândea la fel, că nu se împăca nici el cu ideea aceasta, că după ce atâta vreme toată lumea crezuse că rostul meu era într-o parte, acum să afle că nimerisem în altă parte. Totul e ca gândirea noastră să nu slăbească deloc și să nu ocolească nimic, să bată cu degetul chiar și într-un gard. Dincolo de el s-ar putea să se găsească un om care să fie tocmai cel care îți trebuie. Aflarăm la miroși îndată ce sosiserăm că înscrierile nu s-au încheiat și că a doua zi chiar începeau examenele. Hotărârăm să nu ne ducem acasă, deși satul nostru era la câțiva kilometri. Trebuia să facem o cerere și să predăm actele și intrarăm într-o librărie care se afla pe aproape. Un domn ne întâmpină cu o voce subțire și energică. "Bună ziua, ce doriți? Un caiet, o coală de hârtie, ce e cu băiatul? Vrei să-l înscrii aici la școală, moșule?" Tata nu era moș deloc, iar acest domn atât de perspicace și de elegant nu era nici cel mai tânăr de 40 de ani, cum aveam să aflu mult mai târziu. În propria lui librărie, stătea cu pălăria pe cap și purta un costum gri deschis cu o cravată țipătoare. "De ce ești necăjit, moșule?" continuă el fără greș. "Ia spune, ce ți s-a întâmplat?" Tata avea privirea rotundă și îi jucau ochii în cap, ca și când ar fi fost fascinat de vocea ascuțită și atrăgătoare a acestui om, de siguranța lui și de felul decis și protector cu care pusese el degetul pe rana care ne durea. "Cum?" exclamă în sfârșit tatăl meu indignat. "Necăjit arăt eu? Necășit ești și azi și mâine nu mai ești. Ori eu ce să fac?" Adică el se simțea lovit pentru toată viața și niciodată n-avea să-i mai treacă rana pe care o primise. Și începu să-i povestească acestui librar, care nu părea să fie ceea ce este, tot ce ni se întâmplase la Câmpul Lung. "Moșule," zise el când tata termină, "îți bag eu băiatul într-o școală normală de învățători, dar trebuie să-mi dai bani." "Îți dau, domnule," zise tatăl meu, părăsind orice prudență, și își duse mâna la brâu,
unde avea banii. Prima rată pe care ar trebui să o plătesc la câmpul lung. Îmi dai 1000 de lei acum și 1000 de lei după ce primesc scrisoarea de la școală că fiul dumitale a fost admis, zise falsul librar. Moșule, eu sunt profesor la București și știu unde să mă duc la minister ca să aflu la ce școală din țară sunt locuri libere. O să intre chiar fără examen de admitere. Numai pentru bursă va trebui să candideze. E bun băiatul? Cum te cheamă? Mi se adresă. Ia scrie tu și scolea. Și îmi dictă una din acele obișnuite fraze din care se putea vedea dacă știai sau nu să desparți un verb de un pronume prescurtat. Dar Ștefan cel Mare, la ce an s-a urcat pe tron și ce bătălie a dat? E bun, moșule, o să ia și bursă. Eu chiar mâine plec la București și mă întorc cu aprobarea în buzunar. Dacă nu, îți dau banii înapoi. Tata scoase 1000 de lei și eu dădu. Falsul librar, mai târziu aveam să aflu că era și fals profesor, îmi dădu o cutie pe care o deschise tot el și luă din ea un fel de alviță moale și albă, îndemnându-ne și pe noi să mâncăm. Mâine băiatul să se prezinte aici la examen și să-l dea, ca în caz că nu reușesc eu să obțin un loc undeva și trebuie să te aștepți, moșule, să fie cine știe pe unde. Dar ce-ți pasă? Dacă costă scump trenul în vacanțe, n-are decât să stea și el pe la vreun coleg mai bogat. Să nu piardă anul și să învețe aici, unde trebuie, să știți că predau și eu și profesorii sunt foarte severi. Nu se învață numai meserie, se învață foarte multă carte. Studiile de aici sunt egale cu cele secundare, dacă se dă o echivalență. Așa că fii fără grijă, o să fie bine oricum. Dacă nu acum, la anul. Să ia aici medie mare, fiindcă s-ar putea să am nevoie să-i spun ministrului. Domnule ministru, are 10, vă rog respectuos să aprobați. Am mas noaptea în căruță la marginea satului și a doua zi am intrat la examene. N-aveau deloc capete de dovleci concurenții. După probele scrise, a doua zi am intrat la cele orale. Ne-am întors acasă, spunându-ni se că vom primi rezultatul prin poștă. În acest timp, falsul librar se întoarse și el de la București și veni după noi. Moșule, strigă el din poartă, am reușit! Băiatul dumitale va pleca cu mine chiar acum la Abrud, la școala normală. Am repartizarea în buzunar. Trebuie să-l duc eu, fiindcă nu știu ce e acolo și e necesar să fiu de față, să insist dacă va fi cazul. Trebuie să-mi dai bani de tren. Ia vin încoace marinică! Și mă luă de braț și mă duse mai încolo, zicând că are să-mi spună ceva secret. Îmi șopti. Bine că n-ai intrat la examene la câmpul lung. Examenul de aici, de la Miroși, n-a fost greu și cu toate astea, abia ai luat 7 la matematică și 8 la română, iar la oral 7. Ți-am văzut notele, sunt rele. 7 e nota de admitere, dar pentru bursă aveai nevoie de 9. La câmpul lung ți-ar fi dat 4. O nedumerire grea se abătu ca o negură asupra mea. Cum adică nu știam? Convingerea fusese, deci, o iluzie? Sau cumva știam ce nu trebuia? Lucruri foarte grele care nu eram obligat să le știu și, în schimb, nu știam sau știam prost acele lucruri care se cer la examene și care trebuiesc foarte bine știute. Într-adevăr, salvarea mea a fost acel medic cu ochelari. Dacă nu m-ar fi respins el, nimic nu s-ar fi putut drege pentru mine. Și nu fiindcă m-ar fi așteptat imediat acasă tăiatul cocentilor, apoi aratul și tot timpul îngrijitul cailor, țesălatul lor, rânitul la grajd, ci faptul că n-aș mai fi avut cum să iau după aceea o carte în mână, chiar dacă toate aceste treburi ar fi fost făcute bine și fără silă. Lângă noi era unul cârstea lui Ion Dumitrache, care avea acest obicei de a citi. Avea și un cufăr plin cu cărți. Ei și, tot Cârstache era, nu-i folosea la nimic acel cufăr și cel puțin el nu căzuse la niciun examen. Și îndeletnicirea aceasta a lui nu era considerată o tristă zădărnicie,
ci ca o plăcere a lui, așa cum altora le place să crească porumbei sau să cânte din cimpoi. Se presupunea că el înțelege ce citește. Despre mine s-ar fi spus de aici înainte că nu înțeleg ce citesc. Dovadă că am fost pus acolo la examen și n-am știut, iar încercarea mea de a le dovedi că se înșeală ar fi fost primită cu rânjete batjocoritoare sau cu milă, așa cum facem când avem în fața noastră un rătăcit sau un nebun inofensiv. Gândul, aspirația de a afla ce e lumea și cine eram eu însumi, cu ajutorul cărților, cine ar fi înțeles o astfel de stare de spirit într-o lume cumplită, care trebuia să muncească pe brânci ca să existe? Cultura era pentru ei o meserie mai bună și nu o formă de viață a spiritului, și cine eșua aici, practic, nedevenind nimic, nimic era. Nu se cunoșteau pe ei înșiși sau nu prețuiau în mod deosebit acele valori care adesea țâșneau chiar dintre ei, spontan, gândirea uimitoare a unuia, cum era aceea a tatălui meu, puterea credinței, smulgerea din temporal. Nu, reveneau repede pe pământ, vacile, oile, caii, supunerea față de natură, iernile grele, ploile. N-am plecat direct spre Abrud, ci întâi spre București, falsul librar cu trenul, iar eu cu autobuzul, cu Chioara, care trecea prin satul de una seara, dar nu oprea, avea stație la Râca. I se spunea așa, fiindcă de când o știa, mașina asta n-avea decât un far. În București am tras la falsul librar și au trecut 2 săptămâni până ce am plecat spre Abrud, timp în care am rătăcit de dimineață până seara prin marele oraș, fără să-l cunosc, trăind doar sub fascinația vitrinelor lui, a clădirilor lui înalte, a marilor bulevarde, a vieții lui secrete din care veneau spre mine doar strălucirea și mișcarea vie a reclamelor orbitoare și frumusețea fetelor și femeilor. Ne-am urcat într-un accelerat și falsul librar mi-a spus că mi-a făcut rost de un carnet de elev, care îmi dă dreptul să plătesc numai 50% din bilet. Mi se pare că l-a prins un conductor căruia a trebuit să-i dea ceva. Nu mi-era gândul la viața lui, ci la a mea. Abia am observat cum a cucerit în câteva ceasuri o elevă în tren. Ulterior am aflat că avea 2 neveste, una la București și alta la Miroși, cu copii și o mulțime de alți copii prin toată țara, și că era totuși institutor și din când în când profesor suplinitor la liceul Mihai Viteazul. I-am scris mai pe urmă din dorința de a avea un mentor, dar în afară de muieri și de astfel de aranjamente pe care le făcea folosindu-se de informații de la minister, cum îmi făcuse mie, nu se pricepea la nimic. Era însă un om inimos și dacă n-ar fi avut reaua inspirație să se bage în politică, fanatizat de idei care în fond îi erau străine, nu și-ar fi pierdut cârma după război și ar fi îmbătrânit cucerind mai departe fete și muieri. Era noapte când ne-am dat jos într-o stație de munte ca să schimbăm trenul. Gara frumoasă, așezată la poalele unor dealuri încărcate cu brazi, era la ora aceea pustie și trebuia să așteptăm câteva ore. M-am așezat pe banca de lemn din fața peronului și am stat așa tot timpul, copleșit de o emoție puternică, în timp ce o cădere de apă de undeva departe îmi însoțea, intensificând-o, această stare de singurătate și fericire, care venea din sentimentul că evadarea mea se înfăptuiește și că e fără întoarcere. Am continuat apoi lunga călătorie. Stăteam lângă geam, roțile păcăneau, orașe și sate și văi adânci sau brazi înalți îmi ieșeau gonind înainte, izbindu-mi ochiul, repezindu-se uneori cu violența asupra ferestrei mele și făcându-mă să mă trag înapoi înspăimântat. La Turda ne-am dat jos și ne-am urcat într-un tren mic care oprea foarte des
și mergea foarte încet. Era plin de moți, cu muierile și fetele lor. Urcau și coborau neîncetat. Ai fi zis că e trenul lor făcut de ei, anume așa de mic, ca să urci și să te dai jos din el, din mers, cum se și întâmpla. Seara pe la orele 9, această mocăniță și-a terminat drumul și s-a oprit la Abrud. Peste oraș cădea o ploaie măruntă. Am găsit ușor clădirea școlii, care era pe un deal la marginea orașului, și portarul ne-a arătat care era locuința subdirectorului școlii, profesorul Maier. "Cine e acolo?" ne-a întrebat el. "Cineva din București," i-a răspuns falsul librar și a adăugat: "Sunt profesorul..." Ne-a primit înăuntru și în câteva minute am devenit elevul acelei școli. A doua zi, falsul librar a plecat, iar eu am aflat că era adevărat ce spusese el. La această școală nici măcar nu se dădeau examene de admitere, fiindcă locurile nu erau complete. În clasa întâi aveam 40 de locuri și elevi abia 27. Se dădeau însă examene de bursă și, bineînțeles, m-am înscris și eu. Profesorul de matematici, pe care îl chema Lockspacer, vorbea prost românește. Punea totdeauna viitorul înaintea oricărei acțiuni în care ne implica. Unui elev care a declarat că îl vrea să iasă afară, i-a răspuns: "Veți rezolva tema și veți tăcea. Veți fi disciplinat și veți stătea până la sfârșitul orei." Examenul de istorie cu profesorul Maie a fost însă foarte obositor. Mă săturasem să-i tot răspund. Mai pe urmă am aflat că el nu dădea niciodată nota 10 și că mie a trebuit să-mi o dea, fiindcă deși întrebările lui mă vârau adânc în istorie, scuturam capul și ieșeam ușor la suprafață. Am ieșit din clasă împleticindu-mă și seara în dormitor am simțit iar că de fapt nu adorm, ci îmi pierd cunoștința, așa cum mi se întâmplase la Câmpul Lung. M-am trezit târziu cu o senzație apăsătoare de chin. Nu știam unde sunt și am luat-o spre fereastră pe care am deschis-o și am sărit jos în stradă. Am căzut pe brânci și mi-a clănțănit bărbia de pavaj. Asta parcă m-a mai răcorit. Am intrat îndărăt pe poartă și m-am întors în pat. Dimineață m-am uitat să văd de la ce distanță sărisem. Mi s-a părut că am visat. Deși aveam bărbia vânătă și mă dureau coatele și genunchii, nu înțeleg cum de n-am murit sau nu mi-am rupt picioarele. A doua zi spre prânz s-a afișat în hol lista celor reușiți la examenul de bursă. Eram în capul ei pe toată școala, cu media generală 10. M-am îndepărtat nedumerit. Atunci de ce ieșise așa de prost la miroși? Fuseseră acolo examenele mai grele? Și dacă și la Câmpul Lung aș fi ieșit ca aici? Mai poate cineva să spună că n-ar fi fost tot așa? Și în minte îmi veni, odată cu un surâs și înainte ca toate acestea să rămână definitiv în urmă, o scenă care se petrecuse acolo în curtea școlii din Miroși. Câțiva din cei vechi ieșiră afară din ateliere să-i vadă și să stea de vorbă cu cei noi, că pe unde sunteți, cofii, copății. În acest timp, un domn corect îmbrăcat, dar nu prea îngrijit, nu prea tânăr și parcă neras, cu pantalonii burlan puțin adus de șale, se apropie tiptil de undeva și când ajunse în spatele celor care părăsiseră lucrul, îi cârpină praznic după ceafă și făcu același lucru cu picioarele, trântind vreo 2-3 din ei la pământ, care se înduseră de-amboa, imprimându-le parcă în același timp și mișcarea de ridicare, care îi retrimise glonț prin ușile atelierelor. Și îmi amintesc expresiile lor. Păreau în orice caz veseli. Cine știe? Poate că într-adevăr era veselă viața lor acolo,
cu acest sistem moștenit de la romani, care prevedea că învățătura severă de carte sau de meserie trebuia însoțită de pumni cumpliți după ceafă și picioare îndesate în spate.